cu Tudor Mușat la Europa FM. Bun găsit tuturor pe frecvențele radio și live pe Facebook, ca de obicei. Astăzi, în Piața Victoriei, o discuție despre fake news legate de frig, foame, temperatura din case, numărul de becuri care pot sta aprinse, criza de resurse și marea resetare alimentară, dacă vreți, așa cum îi spune o narațiune de genul ăsta, de mare succes pe rețelele sociale. Cine lansează și cine poate demonta acest gen de narațiuni despre obligația, și aici citiți ghilimelele, ba de a stinge becurile din casă, de a ne întoarce la vremea lui Ceaușescu, ba de a mânca insecte și de a consuma făină de greier și așa mai departe, cât de fermă și de coerentă este reacția autorităților, de ce folosesc chiar unii dintre politicieni această retorică. Discutăm despre toate astea cu profesor universitar Alina Bărgăoanu, este specialist în identificarea și combaterea fake news. Bună seara, mulțumesc mai foarte mult! Mai degrabă identificare în combatere, nu am avut foarte mult succes. Că e un efort colectiv, da, nu până la urmă. Asta și dincolo de tonul, să spunem, relaxat, pentru că suntem într-un context relaxat în care să discutăm lucrurile cu foarte mult calm. Chiar, într-adevăr, combaterea este un efort colectiv interinstituțional, interdisciplinar. Așteptarea noastră că va veni un expert care ne va spune acum cum se întâmplă cum se pot combate lucrurile, mi se pare că este o așteptare nerealistă. Dar și chiar presupunând că ar veni mecanisme cu un astfel de plan, el ar trebui oricum implementat, ceea ce ar presupune iarăși eforturi imense, interinstituționale și interdisciplinare. Pe care, dacă tot ați adus vorba, iertați-mă, vrem să îl facem, acest efort de a implementa un plan, de a concepe un plan, de a-și asuma instituțiile și persoanele de la vârful statului rolul ăsta? După știința mai există aceste preocupări, care evident că s-au intensificat mai ales după 24 februarie, discuția referitoare la combaterea sistematică a dezinformării pe această problematică, evident că s-a intensificat. După știință, a existat și acel episod, un tip de controversă în spațiu public de crearea unei soluții de monitorizare a spațiului online. Ideea, mie mi s-a părut un lucru foarte bun, era chiar o idee simplă, ideea să identificăm dezinformarea cât mai repede înainte ca ea să pătrundă în mainstream. Au existat, evident, câteva stângăcii, au existat câteva erori de comunicare, s-a creat impresia că este vorba despre un demers politizat și atunci, evident, că respectivul demers a fost întrerupt. Este o asemănare frapantă cu ceea ce s-a întâmplat în Statele Unite. Cam în aceeași perioadă s-a propus și acolo crearea unei instituții la Homeland Security, Disinformation Governance Board, cu o persoană pe care eu respect foarte mult, Nina Iancovic, dar și-a pornit o controversă, un adevărat război informațional, reputațional, și acolo respectivul demers a fost pus a fost oprit. Deci, revenind la întrebarea dumneavoastră, în acest moment nu există un demers, să spunem, centralizat sau asumat la nivel de statul român, după știința mea. Există preocupări. Mie un lucru bun mi s-a părut faptul că în momentul acesta avem purtător de cuvânt la guvern. Mie mi se pare reabilitarea instituției purtătorului de cuvânt mi se pare un lucru bun. Și cred că acest lucru ar fi putut fi urmat de reabilitarea acestei instituții la toate ministerele sau la toate companiile de stat, pentru că nu numai ministerele sunt vizate de demersul de dezinformare, ci în zona de energie avem și foarte multe companii de stat active în această zonă. Să ne amintim de unde au plecat narațiunile astea sau pe ce s-au grefat, că unele n-au plecat acum. De pildă, discuția despre găsirea unor surse alternative de alimentație a început, dacă nu mă înșel, pe undeva prin 2011-2012. Din ce am săpat eu, primele comunicări ale Comisiei Europene pe tema asta, cam de atunci sunt, când s-a pus problema, dom'le, dacă la un moment dat intrăm într-o criză alimentară, pentru că planeta are resurse limitate, dacă organismele modificate genetic, nu știu, nu mai sunt de ajuns, dacă este extrem de poluant să crești în continuare vite, animale, de pildă, animale, în același număr ca acum, nu să interzici, dar să mai reduci numărul și așa mai departe. Spre ce ne putem orienta? Și atunci a apărut prima oară ideea acestui consum de insecte, lucru care se întâmplă în anumite culturi,
Și încă de atunci a început și retorica, o să vreți să ne obligați să mâncăm insecte. Povestea cu energia, cu becurile și cu frigul din case e sigur mult mai palpabilă și mai recentă, că e grefată pe ce se întâmplă de aproape un an încoace cu criza energiei, nu? Și aici avem și aici retorica asta, aceeași Uniune Europeană sau aceleași mâini nevăzute ne obligă să stăm în frig o elită și să stingem becul. Exact. O elită ascunsă. Adică faptul că întruchiparea acestei elite este conducerea Uniunii Europene sau că este conducerea Statelor Unite este altă discuție, dar conspirațiile despre care vorbiți sunt conspirații antisistem, anti-elită, anti-establishment tipice. Și atunci întrebarea mea este, iertați-mă, ce poți să faci? Să nu mai discuți niciun subiect din ăsta sensibil sau cu bătaie lungă, pentru că instantaneu cineva o să-l transforme într-un fake news, într-o minciună, într-o denaturare, într-o agendă proprie de manipulare? În primul rând am sărit direct în discuție și am uitat să vă mulțumesc pentru invitație. Știți că am început de direct discuția cu combaterea și cu demersurile instituționale, deci mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc pentru faptul că abordați aceste subiecte, pentru că, într-adevăr, mai ales când s-a terminat luna august, a început așa un fel de bombardament pseudo-informațional legat de subiectele pe care le-ați menționat. În legătură și puncta câteva lucruri în legătură cu această obligativitate pe care ar impune-o Uniunea Europeană sau oricum o mână de elite care ne doresc răul cu chestiunea aceasta cu consumul de greieri. Într-adevăr, preocupările lumii occidentale, preocupările Comisiei Europene de a diversifica sursele alimentare sunt mai vechi. Există o inițiativă foarte concretă care se cheamă De la fermă la consumator, care este parte din strategia privind neutralitatea climatică, iarăși programe foarte ambițioase ale Uniunii Europene. Deci această strategie de la fermă la consumator își propune înjumătățirea utilizării pesticidelor, a îngrășămintelor, creșterea suprafețelor de teren care sunt destinate agriculturii ecologice, adică lucruri foarte nu plictisitoare, dar informații seci și demersuri care se adresează unor probleme dramatice referitoare la efectele încălzirii climatice, schimbărilor climatice. În concret, ce s-a mai întâmplat, pentru că a spus că aceste preocupări sunt mai vechi, dar concret în februarie 2022, Comisia Europeană a autorizat vânzarea greilor de casă, după ce s-a primit o certificare din partea Agenției Europene privind siguranța alimentară, certificare potrivit care această insectă nu prezintă pericole pentru consumul uman. Deci, iarăși, sunt lucruri cât se poate, domeniul alimentar, evident că este unul reglementat. Și atunci, pe baza acestei certificări din partea Agenției Europene pentru Siguranța Alimentară, Comisia a autorizat vânzarea greilor de casă pentru consum uman. Asta nu înseamnă că a scos de pe rafturi făina de grâu și a zis de mâine consumați făină de greieri. Exact, deci până acum faptele sunt foarte seci. Eu sper să nu scadă audiențele brux din cauza că prezentăm nu știu ce program al Comisiei Europene, că adică nu e nimic spectaculos în ceea ce s-a întâmplat. Adevărul din spatele acestei narații. Și preocuparea, într-adevăr, era diversificarea surselor de alimentație, reducerea consumului de pesticide, agricultura ecologică. De aici ceea ce s-a întâmplat în spațiul. Deci aceste lucruri n-au, interesant este că ele n-au fost tematizate imediat ce au fost decise la nivelul Comisiei Europene, ci aceste interpretări pe care le-ați menționat referitoare la obligativitatea de a mânca insecte, de la faptul că Uniunea Europeană nu ne va mai lăsa să mâncăm sarmale, au apărut potrivit observațiilor mele în luna august. O lună, iar sunteți jurnaliști, știți că luna august e una așa mai seacă din punctul de vedere al evenimentelor și atunci probabil că încă o dată nu știu breasul la jurnaliștilor, dar îmi pot imagina, domnule, nu prea sunt subiecte și atunci despre ce să scriem. Dar e interesant că totuși nu jurnaliștii au făcut mare tema asta, ci anumiți vectori de influență, puteți să le spuneți politicieni, puteți să le spuneți, nu știu, alte personalități, să spunem figuri publice, pe care jurnaliștii bine le-au preluat, exact cum a zis, da. Da. N-a
aveam de ales. Da, adică aceste interpretări că UE ne va obliga să mâncăm insecte circulă în spațiul online într-adevăr de ceva timp, dar în luna august ele au ajuns într-un tip de mainstream, pentru că au fost preluate aceste interpretări de figuri publice și după aceea au pătruns și în mass media mainstream. Și aici sper să nu, sau, să nu par așa foarte pesimistă, dar după părerea mea, luați-o ca pe opinie, în momentul în care dezinformarea este preluată de către figuri publice și pătrunde în mass media mainstream, eu cred că este foarte greu, dacă nu chiar imposibil de combătut. Încă o dată, nu vreau să par, sau haideți să nu mergem pe imposibil, dar foarte greu de... Bun. De... Și atunci au început un fel de interpretări pe care, vă rog să îmi permite să chiar să le citesc. Ei au obligat să mănânce insecte la școală. Îndoctrinarea celor mici în marea resetare alimentară. S-au făcut comparații între așa o pretinsă mare resetare alimentară și marea resetare sexuală. Adică așa cum copiii, iarăși, atenție, să fiți, intrați în panică, copiii vor fi îndoctrinați să adopte ideologia LGBT. În același fel, copiii sunt îndoctrinați în acest moment în școli să mănânce greieri. Retorica a escaladat, după părerea mea, sau au început să se facă diverse comparații între vaccin și consumul de greieri. La fel cum ne-au obligat să ne vaccinăm, așa ne vor obliga să mâncăm și greieri. Deci, vedeți, s-a încercat activarea atitudinilor negative referitoare la vaccinare. Lucrurile care pe mine m-au alarmat cel mai mult și mi-au stârnit așa semne de întrebare, faptul că discuția se duce într-o zonă de competiție, nu politică, ci geopolitică, este o postare de genul că este momentul să ieșim din aceste alianțe toxice, ro-exit, atât din UE cât și din NATO. Aha. Deci aici vrem să ajungem. Exact. Cam asta e ideea. Că tocmai îmi pregăteam să vă întreb, cineva care construiește un astfel de fake news, adică pleacă de la o bucățică de adevăr, da, care adevăr este, da, există o discuție, da, există niște autorizații date, sigur, o preocupare, dar nu există nicio obligație. Și nici nu există ceva nociv, pentru că încă o dată am adjudecat faptul că era vorba despre o reglementare din partea Agenției Europene. Adică... Întrebarea era, de ce faci asta? Adică, care ți-e agenda pentru care vrei să le spui oamenilor că vor fi obligați să mănânce făină de greu? Care e schimbarea în societate pe care vrei să o produci cu astfel de minciună, cu astfel de manipulare, nu? Și acum vine răspunsul, ajuns, înțeleg. Deci, vedeți că într-un să iasă de naibii din alianțele astea occidentale, toxice, nu cu UE, da, cu NATO. Deci, până la urmă, ceea ce se cheamă narațiune strategică, adică interpretarea, mare interpretarea acestor informații parțiale, distorsionate, de fapt, marea narațiune strategică care s-a dorit a fi promovată este că, de fapt, UE ne dorește răul și că noi ar trebui, UE vrea să ne schimbe stilul nostru de viață, atacă modul nostru tradițional, atacă obiceiurile alimentare și acest apel la acțiune, deci să ieșim din aceste alianțe toxice, ro-exit, atât din UE cât și din NATO. Exemplul pe care vi l-am dat nu este singular, adică eu nu am stat așa să cotrobăi prin colțurile internetului și în momentul în care am găsit această postare am devenit foarte alarmată, ci este vorba despre postări cât se poate de frecvente, la vedere, care încep să aibă tracțiune în spațiul public. Iertați-mă, vă întreb imediat de ce ar recurge niște politicieni care se presupune că sunt bine informați, pentru că sunt miniștri pe domeniile astea, la a propaga această retorică, și o să mergem și în cealaltă, legată de economia de energie. Da, ca un contrapunct interesant mi s-a părut mie părerea unui specialist în nutriție. Și el este în direct cu noi în acest moment, Cristian Mărgărit, nutriționist. Bună seara! Bună seara! Mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Ideea e să aflăm totuși și de la ce a plecat această discuție mai veche a Comisiei Europene despre a autoriza consumul de insecte sau o anumită făină de insecte și așa mai departe. Pentru că în lumea științifică, din câte știu, există această conversație de multă vreme că insectele sunt o sursă legitimă de proteine, sunt deja pentru unele culturi de pe planetă așa ceva. Și vreau să mă întreb pe dumneavoastră, cât de sustenabilă e ideea asta? Cât de sustenabil ar fi consumul de insecte? Hai ca să ne uităm și la partea practică a acestei discuții. Este o discuție absolut normală și se face despre diverse alimente care intră în acest circuit, să spunem, economic, alimentar, european. Alimente care vin ori din alte zone ale globului sau care sunt dezvoltate aici, dar nu au fost folosite în mod tradițional, și toată ideea este
că sunt considerate sigure și atunci ele intră pe această listă de alimente considerate sigure. Bineînțeles că din aceste insecte se fac și medicamente. Apilarnilul, de exemplu, un produs românesc, era făcut din larvele de trântori de albine, care putem spune că este aproape un medicament. Celebrul colorant carmin și diverse alte produse extrase din insecte. În această situație vorbim despre un aport de proteine pe fondul unor probleme grave la nivel internațional cu această sursă foarte importantă de nutrienți, de viață până la urmă, proteinele. Proteinele sunt extrem de importante în alimentația noastră și foarte mulți oameni suferă de un deficit de proteine în alimentație. Și printre sursele propuse de-a lungul anilor au fost algele, au fost orezul modificat genetic și iată acum, bineînțeles, insectele, după cum bine spuneați, folosite ca sursă de proteine în alte zone de pe glob, fără absolut nicio problemă. Pe de altă parte, împreună cu cerealele pe care noi le-am mâncat de-a lungul anilor, da, boabele de grâu, boabele de porumb, s-au strecurat și în alimentația românului obișnuit, diverse cantități de insecte sau părți din insecte odată cu aceste cereale. Deci nu reprezintă un pericol, ci din contră ceva absolut normal. De asemenea, specia noastră, ca și alte specii de pe planetă, s-au hrănit cu insecte de-a lungul milioanelor de ani. Deci este un lucru absolut normal și evident, revin, era vorba despre a le pune pe o listă de alimente permise, de alimente sigure, deci pentru a le putea include în anumite produse alimentare și nici de cum de a obliga pe cineva să mănânce un astfel de produs. Bun. Deci acum nu există astfel de obligații vis-a-vis de absolut niciun fel de aliment. Citim eticheta și alegem dacă îl cumpărăm sau nu. Și mai fac o dată disclaimerul ăsta, că discuția asta nu este ca să sugerăm cuiva să consume așa ceva, ci ca să mergem pe la fondul, la baza acestei discuții, de unde a plecat ea. Dar vreau să vă întreb ceva, iarăși, poate sună amuzant, Cristi Mărgărit, dar cred că e important. Apropo de politicienii care au zis, domnule, noi să continuăm să mâncăm sarmale și lăsați-ne cu insectele. E și un aport de gust, nu râdeți. Adică mă interesează, dincolo de proteinele de care avem nevoie să supraviețuim în condiții bune, ne interesează insectele, nu știu cum îi interesează pe francezi melcii sau stridiile și pe vietnamezi, habar n-am ce alte animăluțe pe care le consumă. Nu, aceste făinuri din insecte nu ar avea un impact semnificativ asupra gustului, nici în sens negativ, nici în sens pozitiv. Ar fi pur și simplu un ingredient adăugat pentru a crește aportul de proteine, deci nu ar însemna un gust diferit pentru utilizatorul final, pentru consumator. Trăgând linia, ai putea să spui, oameni care nu-și permit carne, să spunem, sau alte surse de proteine, ar putea să substituie aceste proteine într-un viitor oarecare, potențial, cu consumul de insecte. Un consum autorizat, reglementat. Acel viitor este îndepărtat, pentru că deocamdată a include aceste insecte în dieta noastră ar fi mai scump decât a include carne. Deci toată discuția este, de fapt, ipotetică, este despre o variantă a unui viitor la care oricum nu știm dacă vom ajunge sau cum vom ajunge. Deci nu reprezintă deocamdată o sursă alternativă de proteine viabilă și din punct de vedere economic. Deocamdată este un concept care se poate dovedi pe viitor viabil din punct de vedere economic sau nu. Mulțumesc foarte mult, Cristian Mărgărit, nutriționist, cu această notă de culoare despre subiectul ăsta. Vă întrebam mai devreme, ce are de câștigat un ministru al agriculturii din România în momentul în care spune, domnule, să-și vadă aia de insectele lor, noi să ne mâncăm în continuare, nu știu, cereale, sarmale, porc și așa mai departe, pui. Mâncărurile și, tradiționale. Da, ca și cum cineva ne-a zis, deja înlocuiți puiul și porcul cu greierii și lăcustele. Este tentant să încaleci această teamă, această frică de schimbare la nivelul opiniei publice. Adică, încă o dată, la un prim nivel, este tentant să încaleci acest subiect, să îți crească audiențele, să devii popular. Dar după ce câștigi această popularitate, totuși ce se întâmplă? Eu am mai comentat acest subiect și mă cunoașteți, știți că încerc să am intervenții cât se poate de moderate și echilibrate, pentru că nu vreau să adaug zgomotului din societatea românească ocupându-mă de dezinformare.
Dar ceea ce aș putea spune este că documentarea acestei situații, documentarea faptelor, este una relativ simplă. Adică ceea ce am spus și eu și ceea ce a spus și domnul Mărgărit, domnul nutriționist, nu sunt informații așa cu acces privilegiat și am avut noi așa, domnule, am aflat pe ascuns de această decizie a Comisiei Europene, ci această documentare a fost una relativ simplă din partea mea și evident și din partea domnului nutriționist. De multe ori, evident, persoanele aflate în funcție de demnitate publică sunt sub presiunea timpului, sunt prizonierii, folosesc termenul evident metaforic, consilierilor. Trebuie să recunoaștem că există un bombardament informațional care ne poate fura aproximativ pe toți sau pe foarte mulți dintre noi. Poate că sunt consilieri care sunt așa ca un fel de, într-o zonă de, cum e pânza de paianjan, adică se uită la un anumit post TV, sunt deja într-o o buclă pe Facebook, mai din trei site-uri ajungi la informații care consolidează această interpretare privind marea resetare a ocultei și probabil că te poate fura peisajul. Bun. Deci, dar încă o dată, în momentul în care vezi că discuția se duce într-o zonă cu accente antioccidentale, ro-exit, să ieșim din Uniunea Europeană, să ieșim din NATO, vine America și ne vinde ba vaccinuri, ba vaccinuri nucleare, ba vrea o resetare, eu cred că poți să fii puțin mai prudent, pentru că încă o dată discuția a alunecat relativ repede în această zonă antioccidentală, anti-establishment. Plus că este un paradox, această teorie conspiraționistă privind marea resetare este potrivit literaturii de specialitate o conspirație antisistem tipică, anti-establishment. Adică ideea că există oamenii din umbră care conduc planeta, care iau decizii, se întrunesc ei undeva acolo, 50 oameni. Că democrația, oameni, de fapt, e o... Exact, e o fațadă, o păcălă, da, așa mai departe. Deci da, este o teorie anti-establishment. Încă o dată, ea are toate ingredientele și atunci tu ești, practic, reprezentant al establishmentului și începi să, la un moment dat, să promovezi astfel de interpretare. Adică situația este ușor paradoxală. Cu energia, cum e? Iertați-mă, ca să abordăm și subiectul ăsta, că poate nu e mai aproape decât un viitor consum de insecte. Da. E vorba de cum trecem iarna și au apărut toate discuțiile astea despre faptul că aceeași mână nevăzută sau mai văzută, eu da, știu, globaliștii, mass media vândute, ne obligă să stăm la 19 grade în casă iarna. Sunt politicieni de toate culorile, ba chiar din partidele reprezentate la guvernare în special, care au zis să nu obligăm oamenii să stingă becurile ca pe vremea lui Ceaușescu, exact. Să nu obligăm oamenii să facă duș împreună cum li s-a năzărit elvețienilor, de pildă, și așa mai departe. Aici subiectul cu ce avem de a face? Subiectul energiei, subiectul inflației și subiectul crizei alimentare au făcut un cocktail care este de nerefuzat pentru actorii dezinformării. Iarăși eu cred că, punându-ne puțin în postura oamenilor care, cu anumite afilieri, cu surse de finanțare pe care ar trebui să le identifice instituțiile de specialitate, evident că s-au apropiat de aceste subiecte pentru că dezinformarea trebuie să paraziteze, iertați-mi termenul, poate este prea dur, subiecte aflate pe agenda publică, adică ce este, ce îl doare pe om, ne doare acum, ne doare prețul la energie, evident că dezinformarea se duce pe acest subiect. Și atunci eu cred că nu trebuie să ne mirăm că aici s-au produs tot felul de interpretări, ci trebuie să vedem iarăși care este zona de comunicare oficială, zona guvernamentală, care este zona de responsabilitatea jurnaliștilor în această zonă. Pe energie ați invocat deja cazuri iarăși imprecise, s-a invocat foarte mult cazul elvețian, cazul Elveției este și o declarație care este, trebuie să recunoaștem, suntem oameni cu simțul umorului, acea declarație din partea ministrei responsabile pentru energie din Elveția, care a spus că să recomandă ca oamenii să meargă la duș în doi. Încă o dată, suntem o astfel de afirmație a fost ușor
în mod real a stârnit râsul, dar ideea este și chiar am râs și eu. Dar nu ne-a obligat nimeni să îmbrățișăm teoria asta, mai ales că ea a fost scoasă din context. Elveția nici măcar nu e în buie, să zici că e o directivă comună. Ea a fost oricum scoasă din context, iar subiectul mai serios și mai relevant este că în acest moment Elveția duce o masivă campanie de comunicare, deci de informare și de comunicare opiniei publice, pașii pe care cetățenii îi pot parcurge, astfel încât să contribuie fiecare la reducerea consumului de energie. Deci, din păcate, din acest demers, noi n-am reținut faptul că statul elvețian investește sume masive în aceste campanii de comunicare, de convingere a opiniei publice și am luat o chestiune care e distractivă, adică trebuie să recunosc că e distractivă. Așa cum v-am spus și înainte de emisiune, m-a distrat aceea că la numai e baia mare, este dușul mic. Dar ideea este că după ce trece această parte de amuzament, totuși ce facem au noi? Au voie politicienii să ruleze, să rostogolească retorica asta, fie ea amuzantă și prostuță și scoasă din context, cum e cazul Elveției? Da, masiv scoasă din adică context. Să fii președintele unui partid din coaliție, să fii prim vicepreședintele celuilalt partid din coaliție și să spui... Da, deci iarăși ca să nu cumva să înțeleagă că nu are legătură cu un partid, ci este mai degrabă mainstream, adică pe mine dacă e să mă îngrijoreze, să spunem ceva, da, capătă o validare, este faptul nu că această retorică nu este, să spunem, nu s-a refugiat la un partid politic care să fie de opoziție sau să fie partid antisistem, acolo ci așa cum am vorbit mai înainte, la un moment dat astfel de declarații creează poziții paradoxale, adică oameni care promovează conspirații antisistem, ei fiind în acel moment reprezentanți legitimi ai sistemului, adică sunt trimiși acolo de un oameni... Un europarlamentar, nu de pildă. Da, un ministru, diverse poziții cât se poate de încoată întruchipări ale sistemului. Deci v-am zis, cazul acesta cu Elveția mie mi se pare interesant, pentru că încă o dată noi nu am reținut din cazul respectiv lucrurile serioase, faptul că statul elvețian, așa cum am spus, investește masiv în campanii de comunicare pentru a-și convinge cetățenii să participe la aceste eforturi. Și atunci, referitor și la întrebarea cu care am început conversația noastră, cum poate să se combată dezinformarea? Păi, de exemplu, dezinformarea poate să se combată prin astfel de campanii masive de informare, prin care oamenii, într-adevăr, să nu fie luați cu asalt direct, domnule, stinge lumina, pentru că este o lege a comunicării, să nu declanșezi un atac frontal asupra opiniilor preexistente. Asta învață un student de la mine în primul an. Și atunci, opinia publică trebuie modelată, trebuie înțeleasă. Într-adevăr, nu ne ducem așa justițiar peste oameni și le spunem închideți lumina, nu mai consumați apă, pentru că vom obține exact reacția inversă. Ceea ce înseamnă că în astfel de contexte, comunicarea guvernamentală, campaniile de comunicare ar trebui să reprezinte un tip de prioritate. Recunosc că aceasta poate că este pledoarie pro domo, eu fiind om de comunicare, dar încă o dată mie mi se pare că statul elvețian este un stat serios și atunci în condițiile în care eu cred că opinia publică de acolo oricum este mult mai deschisă la astfel de schimbări comportamentale, vedeți că au simțit nevoia să investească în așa ceva, iar ministra respectivă, care a scos și această afirmație ușor amuzantă, este criticată mai degrabă în mod serios pentru faptul că a declanșat această campanie prea târziu. Da. Adică discuția critică așa robustă nu este faptul că a zis nu știu ce cu dușul de care vedem noi prin România, ci că a declanșat această campanie prea târziu. Ni se alătură și profesorul Radu Umbreș, antropolog. Bună seara, mulțumesc foarte mult. Vreau să vă întreb, ce ne face atât de deschiși atât de receptivi la narațiunile astea false, de tip ne obligă să mâncăm insecte, ne obligă să stingem becul, ne obligă să trăim în frig iarna ca pe vremea lui Ceaușescu? Vă salut și o salut și pe doamna profesoară Nea Bărgăoanu. Anumite informații sunt atractive pentru mintea noastră. Asta să analizăm fiecare în mod particular. Dacă luăm exemplul acesta privind aprobarea de către Uniunea Europeană a anumitor insecte ca fiind acceptabile pentru consumul uman. Evident, asta poate declanșa în nivelul minții noastre o anumită formă de repulsie, de dezgust. Forme evoluate în care ne apărăm de patogeni, de anumite forme de alimente care sunt neobișnuite. Evident, în atractivitatea știrii face ca deseori să se ignore faptul că nu este vorba despre obligativitate, nimeni nu se mai impune să mănânci în creier, ci doar că, din punct de vedere birocratic,
sunt considerate ca fiind bune pentru consumul uman. Asta înseamnă că dacă cineva va dori să-și diversifice dieta, ar putea să o facă. Evident, informația asta se pierde pentru că, de fapt, știrea este circulată de către diversi oameni cu diverse scopuri, cu scopul acesta de a șoca și deseori de a o instrumentaliza, pentru că în special este propagată de oameni care, într-un fel sau altul, au o anumită atitudine față de Uniunea Europeană, față de sistem, față de autorități. Iată ce fac. Deci, construirea unei repulsii sau folosirea unei repulsii fiziologice, cum e asta pe care ați menționat-o, poate să ducă în doi pași și la o coalizare politică în jurul unui subiect, adică să fie foarte bine folosită, nu drept material politic. Evident. Și asta o vedem în nenumărate cazuri. Dacă ne putem gândi la modul în care discursul este deseori instrumentalizat politic împotriva unor grupuri etnice, care sunt descrise ca fiind murdare, consumând anumite lucruri improprii. Iar și tot ceea ce ține de corp, de fiziologie, iar ne atrage foarte, foarte mult, pentru că atinge anumite resorturi mentale, care, undeva în istoria noastră, în țara speciei, au fost esențiale pentru supraviețuire. Iată, de exemplu, frica de frig. Da? Care în România mai are și încă un nivel adăugat, acela al istoriei din perioada comunismului, în care, într-adevăr, am fost supuși la asemenea privațiuni. Evident, lucrurile astea, lucrurile s-au cu totul altfel, pentru că, într-adevăr, ne confruntăm cu o criză energetică, datorită războiului, datorită mai multor mecanisme și, într-adevăr, oamenii ce țin în Europa Occidentală sunt în acest moment dat sfătuiți, chiar avertizați de către autorități, să se pregătească pentru o iarnă grea, cu facturi ridicate și sunt învățați cum să economisească energie. Iar un lucru care nu este de astfel nou pentru ei. În Marea Britanie, de exemplu, a avut această, în perioada răzgândirea celorilor mondial, a avut o politică foarte clară de economisire, iar populația, în marea majoritate, având încredere în autorități, a respectat aceste reguli. La fel, dintotdeauna, chiar dacă vezi ce sunt mai bogați decât noi, iau o altă atitudine față de consumul de energie. Nu sunt risipitori, ci dimpotrivă, paradoxal, cu cât sunt mai afluenți, toată sunt mai atenți cu resursele pe care le consumă. Acum, de exemplu, sunt în Danemarca, unde în toate spațiile publice nu o să găsim o temperatură mai mare de 19, 20, 21 de grade. Noi în România trăim cu această traumă a frigului impus dictatorial și fără niciun alt motiv decât funcționarea defectuoasă a comunismului. Am mers de sistemul acelalt. Vrem să stăm în lingerie intimă în casă, pentru că avem 27 de grade și așa mai departe. Poate este momentul să ne să ne acordăm într-un fel preferințele și stilul de viață cu ceea ce se întâmplă în restul. Da, măcar temporar. Radu Umbreș, vă mulțumesc foarte mult. Concluzia, Alina Bărgăvanu, ce alte teme pot apărea? Pe astea, mă rog, le tot pisăm de ceva vreme, poate că ne-am lămurit în legătură cu ele. La ce să fim atenți? Eu nu mă aștept la foarte mari noutăți, pentru că orice subiect complex care va apărea va fi imediat aglutinat de acest vocabular privind oculta, marea resetare, așa încât eu aș fi foarte atentă la actorii care promovează astfel de interpretări. Dacă actorii sunt aman, ministru în funcție, prim vicepreședinte și europarlamentar, președinte de partid și președinte al Camerei Deputaților, adică exact vârful statului, ce faci? Eu aș, nu știu, acord așa... Am învățat de la regina Elisabeta că în discursul public trebuie să fim toleranți și să manifestăm empatie. Poate a fost așa, poate au fost îngăcii, poate au fost oferte de nerefuzat, cum putem să devenim noi puțin mai populari, să ne conectăm cu poporul. Important e să ne treacă. Dar, încă o dată, întregul establishment politic în România spune că ne aflăm într-un conflict, că este un război informațional. Păi, tocmai despre asta vorbim. Am spus că acea narațiune cu marea resetare duce în ideea de ero-exit. L-am ascultat cu mare atenție pe domnul Radu Umbre și cred că am notat câteva cuvinte care ar fi o concluzie foarte bună. Până la urmă se ajunge la ideea de încredere în autorități.
Atașamentul la regulă, cultivarea prestigiului, cultivarea încrederii, capitalul social, coeziune. Încrederea autorității, atunci, foarte bună recomandare, dar asta se construiește și din păcate ei n-au prea construit. Da, și am întâlnit chiar un citat foarte interesant din Hannah Arendt despre minciuna, care este, în momentul în care este promovată în mod sistematic în spațiu public, are efecte foarte parșive. Oamenii nu neapărat că încep să creadă respectiva minciună, și încep să dea dovadă de cinism, neîncredere, nu mai pot să mai încredere nimeni, toată lumea minte, adică se instaurează aceste fenomene de opinie publică mult mai parșive. Ce încredere să am eu că atunci când chiar apare o criză, tu ești în stare să discerni și să-mi comunici potrivit despre ea, nu? Da, ori o uzură informațională, ori o încredere funciară în autorități, care se cuplează cu multe fenomene despre care domnul Radu Umbreș ar putea vorbi emisiuni întregi. Dar încă o dată noi în pandemie am intrat cu o doză cu niveluri de capital social și de coeziune socială foarte scăzute, niveluri de încredere în autorități, indiferent care ar fi autoritățile, deci nu autoritățile politice, ci chiar ideea de autoritate, cu niveluri foarte scăzute. Au existat aceste narațiuni strategice cu scopuri de dezinformare care au atacat tocmai încrederea în mass media, încrederea în establishment, încrederea în medici. A fost o adevărată artă, iertați-mi termenul, ca medicii să fie portretizați ca reprezentanța ai sistemului, tocmai pentru a lua, a se contamina de această neîncredere funciară. Și atunci, dacă noi, în poziție de responsabilitate publică, începem să cultivăm ca atare neîncrederea, eu cred că ne aflăm în poziții cel puțin paradoxale și încă o dată revin la acest consens la nivelul establishmentului politic, faptul că ne aflăm într-o confruntare ideologică, o confruntare de natură informațională și atunci cred că e bine să nu contribuim poate din neștiință, tocmai la amplificarea acestui lucru. Pentru că dezinformarea, și chiar mă voi opri aici, de dezinformarea până la urmă atacă încrederea. Da, și eu rețin că din 2-3 clicuri, exact cum ați exemplificat dumneavoastră, putem ajunge foarte ușor la afla cam ce intenții sunt de fapt în spatele unei astfel de narațiuni fake. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc, profesor Alina Bărgăoanu, astăzi în Piața Victoriei. O discuție foarte interesantă. Pe curând! Piața Victoriei la Europa FM.